În această săptămână m-am orientat mai mult la 1 și 2 Timotei. Ca tare o să mă uit mai mult în aceste două cărți scrise de Apostolul Pavel către Timotei. 1 și 2 Timotei. Și anume am văzut că și în prima epistolă și în a doua, Pavel îi dă un îndemn interesant lui Timotei. În 1 Timotei, de exemplu, capitolul 6, versetul 20, spune Timoteie, păzește ce ți s-a încredințat. Păzește bine ce ți-a fost dat. Un îndemn foarte general. Nu ni se spune exact ce i s-a încredințat. Un îndemn general despre păzire, protecție a valorilor pe care Dumnezeu i le-a dat. Timotee păzește ce ți s-a încredințat. De altfel, aici este clar, din nou intervine imaginea asta a administratorului, nu am să insist pentru că am vorbit și o altă dată, chiar de curând, faptul că nouă Dumnezeu ne încredințează mai multe valori, mai multe comori. Suntem niște administratori ai harurilor lui Dumnezeu, spune Petru, ca niște administratori, ca niște ispravnici, cărora li s-a încredințat o binecuvântare, o comoară. Dumnezeu, în general, ne-a dat mai multe binecuvântări. De altfel, pune întrebarea Apostolul Pavel în 1 capitolul 4, versetul 7, nu mai citesc, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Vă să răspundeți, ce lucru avem pe care să nu-l fi primit? Niciunul! Niciunul! Sănătatea am primit-o, când nu ia Dumnezeu, îi vai! Banii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu! Studiați îmbogățirea unora, din contextul nostru, și veți vedea că a fost circumstanțial, s-a întâmplat că au avut cash când a căzut piața. Și așa mai departe, chiar și sănătatea de a lucra, banii pe care îi primim, geaburile noastre, copiii noștri și alte lucruri, inteligența, frumusețea, ne date de Dumnezeu ca un potențial al Lui. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Niciunul. Ca tare, Dumnezeu ne-a dat anumite comori. Ca să le păzim. În 2 Timotei există o altă versiune a acelui adevăr. Spune acolo, în, pe aceeași pagină în Mandreată, 2 Timotei, capitolul 1, spune în versetul 14: Lucrul acela bun care ți s-a încredințat păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Pavel se referă la un lucru specific. Lucrul acela bun păzește. -l. Dacă Dumnezeu a fost bun cu noi, dragii mei, și ne-a dat lucruri bune, și El este un Tatăl bun, și tot ce este bun și desăvârșit vine de la El, Tatăl Luminilor, mărit să fie El. Dacă ne-a dat Dumnezeu lucruri bune în viața asta, să le păzim. M-am uitat în Vechiul Testament, în, în regimul de mai de mult, și până acolo aș vrea să, să, văd ce, care este verbul care se folosește aici. -am în două versetele, verbul păzește este filaso. Care în limba greacă înseamnă să păstrezi ceva ca să nu se piardă. Și interesant este că același verb îl găsim folosit în Luca, în capitolul 11, unde cuvântul Domnului spune: Când Domnul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Cu alte cuvinte, verbul acesta se folosește cu referire la păzirea unui palat. Contra jefuitorilor. Păzirea unei comori scumpe împotriva hoților. Asta sugerează acest păzește ce ți s-a încredințat. Păzește de hoți. Dragii mei, Biblia ne spune foarte clar că diavolul are unul dintre nume, hoțul. Are el multe nume. Diavolul, cel rău, satana, nimicitorul, părâșul fraților, acuzatorul. Însă, dragii mei, unul dintre numele pe care diavolul le are în Biblie, unul dintre trăsăturile satane este hoțul. Hoțul nu vine, spune Biblia, decât să junghe și să prăpădească. Scopul suprem printre scopurile diavolului este să fure valorile pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră și mă rog Domnului să ne ajute să le păzim bine. Scopul, dacă vreți, al meu ca și creștin, dacă vreți, lupta mea ca și creștin, vedeți, Pavel îi spune lui Timotei la încheierea epistolei, chiar penultimul verset, Timoteie, ai grijă. Vorbea fratele Virgil despre o luptă cu diavolul. Lupta noastră cu diavolul este să nu ne fure valorile să nu ne fure comorile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Pentru că scopul diavolului să junghe, să prăpădească, să nimicească, să fure tot ce Dumnezeu ne-a dat. Că tare, dragii mei, în această dimineață, și poate vom continua și seara, mesajul meu este păzește-ți bine comorile. Mă uitam în vechime cât de important era să păzești ce ți s-a dat mai ales în ce privește prizonierii. Astăzi nu mai este așa. Dar în urmă cu 2000 de ani în vremea Domnului Isus, păzirea prizonierilor era așa de importanță. Securitatea era atât de importantă încât păzirea prizonierilor se făcea cu prețul vieții. Nu puteai să-ți permiți să dormi și să sfure cineva prizonierul că ți se lua viața. Găsim în Sfânta Scriptură că într-o circumstanță Petru este închis în temniță. Dumnezeu prin puterea lui cea mare, supranaturală, îl scapă. Și spune Biblia că dimineața, când s-a făcut ziua, o și au intrat într-o mare fierbere. Era, era periculos să pierzi un prizonier. Și spune cuvântul că l-au căutat peste tot și nu l-au găsit. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori, cei care trebuiau să-l păzească. Și a poruncit să-i omoare. Nu era o joacă. Când ți s-a ceva să păzești, nu era o joacă. Tot verbul filasos se folosește acolo când Pavel păzea hainele celor care o omorau pe Ștefan, el trebuia să păzească hainele prietenilor lui, nu era o joacă. Găsim în Scriptură, în altă parte, în fapte 16, că un temnicer, în urma unui cutremur, a crezut că toți prizonierii au plecat și o luat sabia să se sinucidă. Pentru că știa că și dacă nu se omoară singur, dimineața era executat. Nu puteai să-ți permiți în vechime să pierzi un prizonier. Și Pavel spune, nu-ți fă niciun rău, nu te omorâ, suntem aici cu toții. Dragii mei, hai să mergem la lucrurile spirituale. Oare Dumnezeu nu este la fel de pretențios? Oare când Dumnezeu ne binecuvintează, lui chiar nu-i pasă dacă păstrăm sau nu comorile, valorile pe care El ni le-a dat? Chiar e o chestiune opțională? De altfel, Dumnezeu în Biblie, frații mei, îi prezenta ca fiind foarte bun, foarte darnic. Mă uitam în, în cartea romanilor, cuvântul spune așa de frumos, în cartea romanilor, un verset care îmi place foarte mult. Cuvântul Domnului spune că lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea și de darurile făcute. Roman, capitolul 8. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea și de darurile pe care El ni le-a dat. Cu alte cuvinte, El dă cu mână largă. În 1 Corinteni, capitolul 4, cu 7, spune. Și comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Pavel spune că Dumnezeu a pus în noi comori, efectiv. Sunt comori pe care Dumnezeu le-a investit în noi, în familiile noastre, în copiii noștri. Dragii mei, Dumnezeu este bun. Însă, problema mea este că în această țară se vehiculează imaginea unui Dumnezeu naiv. Un fel de bunicuț care cumpără cadouri out of, nu știu, bounty că el e bogat, darnic, e bun, că el vrea să facă daruri, nu are probleme, poți să le arunci la gunoi, dacă vrei, arunci bomboanele la gunoi, dacă vrei, le mănânci. Dar mi Dumnezeu nu-i bunicuțul ăla naiv, care ne dă din bunătate daruri bogate, cât vrem noi, fără să-i pese. Nu aceasta este imaginea pe care Dumnezeu o prezintă despre sine în Biblie. Dumnezeu nu este un fel de becali care aruncă cu banii în stânga și în dreapta să fie filmat, dar nu-i pasă, Dumnezeu în Biblie nu este un om care dă doar ca să se afle în treabă. Dumnezeu în Biblie este investitor. În toate pasajele Scripturii găsim pe Dumnezeu care dă pentru că investește, nu pentru că nu are ce face cu bogățile. Ia mă și tu 100 de mii. Nu ia mă -o, sănătate. Hai să-ți dau binecuvântări, să te promovezi Așa pentru că vreau eu, că sunt bun. Nu! Dumnezeu întotdeauna în Biblie este prezentat nu ca și benefactor, binefăcător așa ca vrea el, ci întotdeauna el face binefaceri cu scopul investiției. Găsim în Scriptură, dragii mei, o pildă foarte grăitoare în sensul acesta și e cu tremurător pasajul acela pentru că dărâm această imagine a unui Dumnezeu care e un bunicuț naiv, dă și el bomboane oamenilor, pentru că nu are ce face cu ele. Că e bun, care multe în cer și le mai dă și pe pământ, le mai vars aici. Nu! În Sfânta Scriptură, în Matei 25, spune clar că împărăția cerului se aseamănă cu un om care și-a împărțit averea. Care a investit averea. Nu știu, poți să-l vezi pe Dumnezeu ca investitor? Nu ca un Dumnezeu darnic, așa că vrea el să facă cadouri de Crăciun. Ci ca un investitor, așa cum îl prezintă Biblia. Am împărțit unuia 5, unuia 2, unuia 1. Și spune Scriptura că la final la final de istorie s-a întors să vadă ce au făcut oamenii cu darurile. Nu a fost un cadou cu care poți să faci ce vrei. Și Dumnezeu culmea le-a la rost pe unul care a păstrat, dar n-a investit. Și am mai spus și cu alte ocazii. Ceea ce mă surprinde aici este că omul ăsta nu pierde răsplata. Las că bine, un creștin mai puturos, așa mai leneș, o vin la biserică din când în când, dar nu prea o investit în împărăție. Ei bun, intră și el în rai, după mătur acolo, la ușă. Nu, spune, luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. Și am întrebat mereu, la ce se referă aici Biblia? La iad. Frații mei, omul care nu păzește valorile, Omul care nu investește ceea ce Dumnezeu i-a dat, își pierde mântuirea. Vreau să fiu categoric, nu e vorba de joacă, nu e un Dumnezeu care dă darul să ne distrăm, e un Dumnezeu care investește tot ce ne-a dat Dumnezeu într-o zi ne va cere socoteală. Ce ai făcut cu sănătatea, ce ai făcut cu copiii, ce ai făcut cu inteligența, ce ai făcut cu banii, ce ai făcut cu duhul meu care ți l-am dat, ce ai făcut cu mântuirea care a fost gratis. Frații mei, suntem chemați să înțelegem că trebuie să păstrăm serios comorile. Dacă în vechime mureai pentru că nu păzeai un, 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 un prizonier. Vreau să vă spun că la final de viac, când Domnul se va întoarce și noi vom plăti dacă nu păstrăm. Și o pavele spune Timoteie, eu zbătrân, bătrân, eu mor. Vine vremea sacrificiului meu suprem pentru Domnul. Voi fi turnat ca o jertfă de băutură, dar nu uita, păzește. Ce ți s-a dat? Și m-am uitat în Biblie să văd în aceste două epistole cam la ce se referă Apostolul Pavel, despre ce e vorba aici, ce i s -o dat. Lucrul acela bun, care lucru bun i s-a încredințat lui Timotei? Și printre altele găsim, dragii mei, un prim lucru aici. Spune cuvântul, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. În primul rând, dragii mei, noi suntem chemați să păzim cu sfințenie înzestrările pe care Dumnezeu le-a pus în însăși ființa noastră. Nu mă refer la cine a dat pe din afară, ci înăuntru. Dumnezeu când noi ne-am născut a ales să ne înzestreze. Însă n-am să vorbesc mult despre înzestrările naturale, doar vreau să menționez că ele există, mai ales tinerilor le spun că ei au aceast, acest sentiment că nu au valoare. Dumnezeu, spune Pavel, că a pus în fiecare om darul lui Dumnezeu. Orice fată, orice băiat care are chipul lui Dumnezeu în el sau în ea, poartă niște înzestrări naturale. Frumusețea e un dar de la Dumnezeu. Asta nu e așa opțional. Frumusețea trebuie folosită cu înțelepciune. Este pentru Dumnezeu. Inteligența noastră nu e ca să câștigăm bani mai ușor în primul rând, ci să o folosim pentru Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu în zestrări naturale, sănătatea, ca să putem munci. Dragii mei, sunt alții care se nasc bolnavi. Dumnezeu a ales ca ție să-ți dea sănătate, nu pentru că ai fost mai inteligent, că te-ai iubit mai mult, ci pentru că a ales să investească în tine mai multă sănătate decât în alții. Cunosc frați chiar în biserica noastră care sunt foarte bolnăvicioși. Scapă de una și nu intră în alta, greu. Să trăiesc o viață cu tot felul de medicamente. Pentru că sunt oameni sensibili. Alții îți de fier. Crezi că ai fost mai deștept sau că Dumnezeu te ales pentru că ai, ești favoritul lui Dumnezeu? Nu, ți-a dat sănătate ca să o investești pentru El, să trăiești cu sănătatea pentru Dumnezeu. Ei, nu la asta vreau să rămân. Vreau să spun aici că Pavel spune, este vorba de darul lui Dumnezeu care a fost prin punerea mâinilor. E vorba de înzestrările spirituale. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat înzestrări, daruri spirituale, ca profeție, predicare, darul de a cânta, ca să le păzim cu sfințenie și să le folosim pentru El. De ce Dumnezeu spune că e important să păzim lucrurile astea cu sfințenie? Până la urmă, darul ăsta nu mi-a dat nou, așa să ne bucurăm, nu. Mi se spune în 1 Corinteni, în capitolul 12, un lucru foarte important despre darurile spirituale pe care le avem și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. de -aia e important. În Biserica Pentecostală, din păcate, circulă această idee că darurile sunt niște decorații. Dumnezeu dă daruri la aia care merită. Și când trece pe lângă noi cineva șoptim, fratele i proroc fratele are trei daruri. Se face un fel de clasament, fratele are șapte daruri. Ca și cum darurile ar fi niște decorații în armată. Domne, ăsta e, gradat. Dumnezeu l-a ales că merită. Ăsta e mai pocăit ca restul că Domnul i-a dat darul prorocit. Frații mei, este o concepție radical greșită. Darurile nu sunt decorații. Darurile nu sunt diplome de merit pe care Dumnezeu ni le dă că suntem mai sfinți decât alții. Darurile Duhului Sfânt sunt niște unelte pe care Dumnezeu ni le-a dat să le folosim pentru alții, nu pentru noi. Aceasta este perspectiva biblică legată de daruri. Nu sunt stele, nu sunt reputație. Știu un caz al unui frate care se lăuda la învon, că Dumnezeu i-a dat toate darurile Duhului Sfânt. Și se bătea cu pumnul în piept, în zona bucovinei. Frate, am toate darurile! Frate, e ca și cum am posedat ceva. Eu nici măcar nu cred că un om poate să posede un dar. Eu cred că darul ne folosește pe noi, iar nu noi pe el și fiecare ei se dă arătarea Duhului. Astăzi pot să prorocesc, mâine pot să fac o vindecare în numele Domnului, poi mâine pot să am o vedenie, după o lună sau un an de profeție pot să nu mai profețez deloc, pentru că Dumnezeu este Cel care controlează. Nu pot să dăm nimic! Nu este în custodia noastră ca și cum facem ce vrem. Dumnezeu ni le dă, ne înzestrează ca să le folosim pentru El. Atâta vreme cât vrea Dumnezeu. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu ca El să ne dea putere să Păstrăm darurile acestea. E foarte important să le prețuim. Dacă a pus Dumnezeu în tine profeție, prețuiește darul acesta. Spune acolo Dumnezeu, Timotee, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine, lucrează cu el. De ce cred eu că nu sunt merite? Pentru că Timotee ăsta nu prea merita. Ne uităm la el timid. Poate că și bâlbăit. Îl găsim așa în Biblie, foarte timid. Pavel spune, Timotee, să nu te disprețuiască nimeni. Nu fi așa de mole. Timotei înflăcărează darul, ești prea timid. Lucrează că el, fi mai curajos. Nimeni să nu te disprețuiască. Cred că Timotei ăsta nu avea darurile pentru că a fost un om deosebit. Și spune clar, darurile prin punerea mâinilor. Asta era un dar supranatural, primit prin punerea mâinilor și nu pe merit. De aceea, dragii mei, vreau să ne smerim în această dimineață și să recunoaștem că am primit darurile ca să le păzim și să le folosim nu sunt ale noastre, sunt ale lui Dumnezeu care se arată spre folosul bisericii. Am auzit cazuri în care, de exemplu, oameni au fost afoni. S-au născut afoni. Dar după convertire, Dumnezeu le-a dat voce. Asta nu înseamnă că ai meritat. Tu ai fost afon înainte să-L întâlnești pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu ți-a dat darul acesta ca să îți arate slava Lui. Nu meriți. Mă gândeam la persoana mea, la istoria mea, la viața mea. Și mă tot gândesc, oare Doamne, de ce mai chema să predic? Că mi-amintesc și îmi pun întrebări. Mi-amintesc că în liceu eram foarte slab la limba română. Nu am fost un om cu predilecții, cu înclinații. Abia treceam la limba română, nu știam să citesc poezii. Mă întreba profesora, tu ai suflet, tu înțelegi ce citești acolo? Eram mecanic, nu-mi plăcea deloc să citesc, n-am citit măcar romanele de bază când eram la liceu. Nu eram un om înclinat către litere, eram un om înclinat către matematică, către fizică, era obsesia mea să rezolv probleme, să mă duc la olimpiade, eram altceva. Să, când Dumnezeu te cheamă, El îți dă darurile care vrea El. Nu pentru că ai fost tu ceva, nu pentru că ai meritat, nu pentru că neapărat ai inclinații naturale. Uneori se suprapun darurile Duhului peste inclinațiile naturale, uneori nu. pun mereu întrebarea, de ce a pus Dumnezeu darul în oameni simpli care nu au școli deloc? Pentru că Dumnezeu este suveran și El dă daruri după buna sa plăcere. Mai mult, dragii mei, vreau să prețuim și să păzim bine, nu numai darurile la nivel personal, ci la nivel de comunitate. Nu știu dacă prețuim suficient pe frații care au daruri. Sunt daruri date comunității numite biserică. Trebuie să le păstrăm cu scumpătate. Mă întreb cât de mult prețuim noi profețiile. Spune aici în Timotei foarte frumos Pavel, porunca pe care ți-o dau fiule întâi, cu, întâi Timotei 1 cu 18 este porunca pe care ți-o dau fiule Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine. Dragi frate și surori, Pavel prețuia prorociile în general și spune Timotee am urmărit prorociile pe care le-ai avut tu. Să știi că după prorociile alea Cam asta se va întâmpla cu viața ta. Dumnezeu să ne trezească, Timotee, după prorociile făcute despre tine. Nu-i numai cuvântul, frații mei. Îs și profețiile ca și cuvântul lui Dumnezeu. Același Duh care a inspirat Scriptura. Să vă dau un exemplu foarte simplu. Sunt unii care spun, frate, nu avem nevoie de prorocii, noi avem cuvântul, standardul, atât. Vreau să te întreb ceva, dacă vii la mine acasă și mă întreb, frate, dă-mi indicațiile. Dă-mi indicație să mă duc să ajung, vreau să ajung în Est. Cum ajung la 101? Păi îți spun ei așa pe Thompson Ranch, intri pe Grand, faci la stânga și intri pe 101. Dar dacă tu spui, frate, n-am nevoie de indicațiile tale. Eu am traficul, frate, eu am legile de circulație. Îți ajung legile de circulație ca să ajungi de la, la mine acasă? Nu îți ajung. Nu-ți ajunge că știi să mergi cu 45 sau cu 65? Nu-ți ajunge că ai văzut semnul de stop? Alea regulile de bază. Ți-e străbă indicații specifice pe drumul pe care îl faci și ajungi la mine în el mirage. Ei, tot așa e cu profețiile, fraților. Ele ne vorbesc de situații specifice ale bisericii. Cuvântul sunt regulile în general. Într-în biserica lui Dumnezeu, Timotei spune, poate spune Timotee, nu numai cuvântul, după prorociile făcute despre tine îți spun asta și asta. Dumnezeu să ne ajute, frații mei, să păzim cu scupătate darurile date bisericii. Și noi, Doamne, ajută-ne să păzim cu sfințenie darurile pe care le-ai dat bisericii tale. Și dacă ai fost cândva proroc, dacă ai fost cândva, ai avut vedenie, ai avut darul și le ai renunțat la ele, roagă-te lui Dumnezeu și pune din nou darul, să steargă el rugina aceea. Să curățească el acolo praful care s-a pus pe unealta ta, pe acel dar pe care ți l-a dat Dumnezeu. Și El, Domnul, să toarne încă daruri bogate peste tineret. Sunt în fiecare zi cu Iisus, aproape simt prezența sa. și si vorbește în cuvinte sfinte, cea lungă necredință. În această zi dimineață am început să discutăm despre păzirea valorilor pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Ca și indivizi, ca și familie și ca și comunitatea lui Dumnezeu pe pământ, ca biserica a Domnului. Și spuneam dimineață că oarecum nu vom explora toate comorile, toate valorile puse de Dumnezeu, ci doar cele pe care le găsim în 1 și 2 Timotei, pe care Pavel, în mod specific, le menționează în relația lui cu tânărul Timotei, ucenicul său. Și tot ce am discutat noi a fost sub tema din versetul 20, în prima epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 6. Timoteie păzește ce ți s-a încredințat. Ești responsabil să păzești, să ocrotești ceea ce ai primit. Și spuneam că în Antichitate, în vremea aceea, când Pavel scria, păzirea unui prizonier se făcea cu prețul vieții. Trebuia să păzești. Comorile pe care le primeai, trebuia să le păzești dacă erai paznic. Și dacă un temnicer pierdea un prizonier, murea. Ei, tot așa, Dumnezeu ne spune în Matei 25 că a cerut socoteală tuturor robilor săi de talanții pe care i-au primit. Nu e ceva opțional investirea și păstrarea lor cu sfințenie, ci din potrivă este ceva care ne poate costa veșnicia. Dragii mei, vreau să mergem la o a doua valoare. Dimineața vorbeam de o valoare importantă, și anume păzirea cu sfințenie a darurilor pe care Dumnezeu le-a pus în biserica lui. Păstrarea cu dragoste a tuturor înzestărilor pe care Duhul Sfânt le face indivizilor și bisericii. Iubirea darurilor Duhului, Duhului, Duhului Sfânt. Și spune cuvântul, căutați dar darurile, cele mai bune, doriți-le, doriți, doriți căutați-o, prorociți. În această dupămasă vreau să mă duc la 2 Timotei, capitolul 1, unde spuneam eu dimineața, spune, lucrul acela bun, care ți s-a încredințat, păzește-l. Și acum îmi pun întrebarea, care este lucrul acela bun? Spune acolo, lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Timotei spune, Pavel, vezi că ai un lucru bun, ai primit un lucru bun, păstrează-l. Care? Ei, versetul anterior ne spune care este lucrul acela bun. Întotdeauna ne uităm în context. Spune cuvântul, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine. Ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus, mărit să fie Domnul. Care este lucrul acela bun? Dreptarul învățăturilor sănătoase. Aici apare o imagine pe care o folosesc, o imagine din construcție, spune, folosește de Timotee, de dreptar. Orice învățătură este în biserică, orice cântare, orice lucrare pe care o face biserica creștină, verifică-o cu Dreptarul. Orice faci în construcție, acum nu mai avem dreptar, dar orice faci în construcție, folosești bolobocul. El este reperul la orice etapă pe care o întreprinzi. Faci, știu eu, taile pe pereți, trebuie boloboc. Faci un framing, trebuie boloboc. Pui drywall, trebuie boloboc. Orice faci, trebuie verificat cu dreptarul. Îi sau nu drept. În același fel, dragii mei, învățătura apostolilor, este o valoare pe care Dumnezeu a dat-o bisericii sale de 2000 de ani. Și nu avem voie să pierdem această valoare. Dreptarul învățăturilor sănătoase, măriți să fie Domnul. Timotei spunea, Pavel, ai grijă, indiferent ce se întâmplă în biserică, trebuie pus dreptarul învățătura apostolilor. Și spune acolo în Timotei, Timotei, tu ai urmărit de aproape, învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea, răbdare, dragostea mea, tu să rămâi în lucrurile acestea. De ce? Pentru că știi de la cine le-ai primit. Timotee, tu ai văzut treptarul ăsta a trăit, păzește-l cu sfințenie, vezi că vor fi învățături false în biserică, vezi că vor fi proroci mincinoși. Timotee, să nu uiți niciodată! să păzești comoara aceasta numită dreptarul învățăturilor sănătoase. Îmi doresc mult ca să păstrăm această valoare eternă, învățătura apostolilor. Să păstrăm dreptarul învățăturilor sănătoase. Vreau să sublinez ceva, dragii mei, nu este suficient să avem învățătură multă. Nu e suficient să avem învățătură interesantă. Nu e suficient să avem o învățătură impresionantă. Predici frumoase, cu glumițe, cu tot felul de uh, știați că, documentată în istorie, uh, stai gură căscată, doamne ce frumos! Întrebarea se pune astăzi după 2000 de ani, dacă astăzi în Biserica Elim învățătura este sănătoasă. Nu multă, nu impresionantă, nu show, ci dacă învățătura de azi încă a rămas, după dreptarul lui Dumnezeu, învățătura apostolilor. Mă rog lui Dumnezeu ca acest dreptar să rămână veșnic aici. Fără învățătura sănătoasă, frații mei, deraiem în tot felul de bălării teologice, deraiem în tot felul de învățături false, încredințări periculoase, tradiții periculoase și ne pierdem sănătatea duhovnicească. Timoteie, lucrul acela bun păstrează-l, dreptarul învățăturii sănătoase. În alte traduceri spune acolo, nu lucrul acela bun, ce spune în RSV, Revised Standard Version, adevărul încredințat, adevărul. În New English Bible zice, comoara care ți-a fost încredințată, vorba de adevăr. Cum păstrăm noi adevărul lui Dumnezeu? Să frații mei, vreau să nu uităm, dreptarul învățăturii apostolice e important pentru că e vorba nu de învățătura în sine numai, ci de interpretarea corectă a ei. Problema în biserica noastră, frații mei, nu este scriptura, că toți spunem, frate, cu Biblia, Păi Biblia e și pe mesele altarelor catolice, e și pe altarele ortodoxe, e și pe altarele baptiste, peste tot. Însă întrebarea e care este interpretarea? Apostolii aveau interpretarea lor, Scriptura în sine nu poate fi predicată așa cum este decât interpretată. Oricine se ridică aici nu poate predica cuvântul pur decât dacă îl citește și se pune jos. În momentul în care îl explici, deja e vorba de o interpretare. Și aici se dă marea bătălie. Avem noi interpretarea sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu? Dragii mei, mă uitam la ispitirea Domnului Isus, un exemplu foarte simplu. Acolo a fost un duel de interpretări. Diavolul a venit cu? Cu Biblia. Păi nu este scris în Biblie. Ba da. Și Domnul Isus răspunde tot cu Biblia, dar cu o interpretare a Duhului. Dacă te uiți acolo, păi diavolul aproape că pare că e reasonable, Adică nu este scris că te va păzi, aruncă, te te va păzi. Scriem psalmi. Citat. Însă Isus îi dă alt verset care vorbește mai bine situații. Vedeți ce mult contează să știm. Cum să interpretăm și să aplicăm Biblia la viața noastră în anul 2015-16? În, în complexitatea vieții din America, unde nu avem versete dacă știu eu nașterile în vitro sau în sămânțele în vitro sunt bune sau rele? Noi nu avem versete care să vorbească despre asta. Nu avem Versetele despre transplantul de organe, nu avem versete despre multe alte lucruri care sunt astăzi în genetica și în medicina de astăzi. Întrebări serioase, însă, dragii mei, trebuie să păstrăm dreptarul, spiritul Scripturii ca să putem să înțelegem Biblia. Dacă nu, atunci când vine diavolul cu versete, când vin învățători falsi cu versete, mușcăm gălușca că spunem, băi vezi, o spus din Biblie. Însă Biblia se folosește întotdeauna cu bolobocul Duhului Sfânt dreptarul învățăturilor apostolice. Dragii mei, vreau să ne întrebăm, să fim foarte atenți, care este gardianul adevărului, protectorul adevărului? Spune cuvântul aici. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin? Prin Duhul Sfânt. Adevărul este dat în custodia Duhului Sfânt și spunea Domnul Iisus, când va veni El, vă va aminti tot ce v-am spus eu și vă va călăuzi în tot adevărul. Dacă vreți în charge, responsabilitatea adevărului este dată Duhului Sfânt în biserică. Duhul lui Dumnezeu a inspirat Scriptura, El știe interpretarea corectă. Vă dau un exemplu foarte simplu, dacă, de exemplu, se strică un Mercedes, o mașină sofisticată, Cine știe cel mai bine să o repare? N-aș vrea să se simtă jigniți frații mecanici care învață testând. Dar cel mai bine știe inginerul de la Mercedes. De ce? Pentru că el a făcut-o, el a, i -a făcut designul, el a el ansamblat-o. Ei știu cel mai bine, de aceea când mergi la reprezentanță Mercedes, ei știu cel mai bine cum trebuie să repare un Mercedes, pentru că ei l-au făcut. Ei, tot așa, dragii mei, Duhul Sfânt a inspirat cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, spune. Și spune că nicio, tălmăci, nicio Scriptură nu se tălmăcește singură, pentru că oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt, spune Petru. Ca atare avem nevoie de umplerea Duhului Sfânt ca să putem predica Evanghelia. Mulți cred că Duhul Sfânt e pentru proroci. Duhul Sfânt pentru anumite slujbe supranaturale care sunt mai grele, da? La în vom frate, merge și cu teologia. Deschidem cărți, deschidem, dăm Google și găsim tot ce trebuie. Nu ne trebuie călăuzirea Duhului Sfânt, frații mei. Un om ne nebotezat cu Duhul Sfânt, un om care nu este plin de Duhul Sfânt, un om care nu-L iubește pe Duhul Sfânt, care nu-L are, se va rătăci în Scripturi pentru că Duhul Sfânt dă interpretarea corectă. El este bolovocul acela, dreptarul învățăturilor sănătoase. De aceea e important cine urcă la învon să vorbească prin Duhul Sfânt. Adevărul se vorbește numai prin Duhul Sfânt. Călăuziți, inspirați de Duhul Sfânt ca să avem interpretarea corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dragii mei, ar să spun că este o datorie sacra a bisericii. Dacă Duhul Sfânt este în charge, El este cel care este stăpân, în custodia Lui este adevărul. Vreau să vă spun că din punct de vedere uman, noi, instituția numită biserică, suntem responsabili de apărarea adevărului Lui Dumnezeu. Este o slujbă importantă și trebuie să păstrăm nealterat adevărul și învățătura sănătoasă a Lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu foarte simplu. Să fac presiuni culturale enorme, să renunțăm la anumite aspecte. Mi se spune că suntem habotnici, conservatori, săriți de pe fix. Suntem prea, știu eu, prea duri, prea stricți. Și mi se spune, nu puteți ceda la asta și la asta și la asta. Chiar e greu? Vreau să vă dau un exemplu foarte, foarte simplu. Să ne imaginăm că aici este o școală de matematică. Biserica Elim este o școală de matematică. Și la Biserica Elim... 1 plus 1 egal 2. E adevărat? 100%. Și de, de zeci de ani predicăm aici că 1 plus 1 e 2. Ei, în orașul Phoenix, pe strada următoare, mai este o biserică numită Anatema, dacă vreți, care spune că 1 plus 1 egal 1. E adevărat? Nu. Și vin frații de la biserica Anatema, spun, mă, oameni buni, ce tot stăm noi separați atâta? Voi cu 1 plus 1 egal 2, noi cu 1 plus 1 egal 1. Hai să facem un pact. Ne unim, facem o singură școală de matematică și hotărâm că 1 plus 1 egal 1,5. Vreau să vă întreb ceva. Școala asta, anatema, o progresat? Da. S-a apropiat cu 0,5 de adevăr. Dar ce putem spune despre școala numită Elim? Putem spune că s-a depătat 0,5 de adevăr? Nu! Școala Elim a pierdut tot adevărul. Pentru că 1 plus 1 este 2 și niciodată 1,5. Ați înțeles? De aia nu-i bine să facem niciun fel de compromis. Diavolul vrea, frații mei, să facem compromis în ce privește doctrina și nu un pic. 1 plus 1 e 1,5. Frate, 0,5, o marjă de eroare acolo nu se permite. Păi nu suntem la țară, în România, de unde vii tu. Noi suntem în America, e altă cultură și mereu începem cu poezia asta, cu cultura. Păi, frate, e o chestie culturală. 1 plus 1 egal 2, cât vor ținea viacurile. Și adevărul lui Dumnezeu nu poate fi alterat niciodată. Atunci când pierzi 0 0 0,5, 0,05, ai pierdut tot adevărul. Se fac presiuni culturale, frate mei, enorme în, 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 în societatea americană, dar nu puteți accepta și voi homosexualii. Dar nu puteți accepta și voi că, până la urmă, statul are ultimul cuvânt, copiii nu pot fi pedepsiți, că așa vrea guvernul și psihologii. Dar nu puteți înțelege că Biblia e demodată în câteva aspecte și, na, sunt multe. Nu vreau să intru acum în, în, în probleme controversate, însă sunt atâtea probleme la care se fac presiuni. Domnule, chiar așa? Trebuie neapărat voi să aveți nu știu de care muzică? Trebuie neapărat tu să te îmbraci ca o călugăriță, ca o babă? Dar chiar nu se poate? Păi uite, domne americane, uite cu tare! Frații mei, suntem datori să păstrăm învățătura apostolică așa cum noi am înțeles-o. Să o verificăm mereu cu Scriptura, nu promovez aici păstrarea unei tradiții pentecostale, însă dacă știm că ceva este adevăr, niciodată să ne renunțăm. Știți care sunt riscurile atunci când pierdem adevărul? Am uitat în Biblie la un, la un pasaj care mă înfioară, unul din cele mai dure pasaje din Biblie, de-aia nu predicăm din el. În 3, capitolul 2, din 2 Petru, este despre învățători mincinoși și proroci mincinoși. Te iei cu mâine de cap când citești ce epitete folosește Petru acolo că dacă ar vorbi astăzi Petru ce scrie aici, am spune că nu-i civilizat, nu-i diplomat, nu știe să fie politically correct. Spune acolo, în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe rezini micitoare și se vor lepăda de Sfântul care i-a răscumpărat. Și începe acolo Apostolul Petru și îi descrie ca lepădați. Spune care se vor lepăda, lepădați. În versetul 2 spune acolo mulți vor urma în destrăbălările lor, destrăbălați, auzi. Petru îi face destrăbălați, lepădați. Mai jos spune acolo cuvântul în versetul 12, dar aceștia ca niște dobitoace fără minte, zice. Auzi, face dobitoace. Petru nu cruță deloc, învățător mincinoș, lepădați, destrăbălați, dobitoace, zice. Aspru. Dar pun întrebarea, oare cum au ajuns ăștia aici? Frații mei, cum ajunge un om atât de grav, atât de jos? Păi spune clar, versetul 14 și 15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balan, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Simplu după ce au părăsit adevărul, calea cea dreaptă, au umblat în alte, alte, învățături. Frații mei, când părăsim calea dreaptă, nici o problemă că diavolul ne dă el alternative. Calea lui Balam, calea nu știu care, liberalism teologic, liberalism uh, uh, etic și moral, frate, se găsește, diavolul are multe învățături false. Dar cum? Începe. După ce au părăsit calea cea dreaptă. Dumnezeu să ne păstreze în calea cea dreaptă. Timotee, lucrul acela bun, păstrează-l, păzește -l. Și lucrul acela bun, dragii mei, este învățătura apostolică. Îmi doresc să cred că suntem aproape de ea. Oriunde nu suntem, frații mei, suntem datori să ne verificăm învățătura și crezul și să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu care este adevăr pur și curat, slăvit să fie Domnul. Un alt lucru pe care îl văd în 2 Petru aici, frații mei, un alt, o altă valoare, o găsim în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 22. 1 Timotei 5, cu 22, cuvântul spune în felul următor. Să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtași păcatele, păcatelor altora. Și spune cuvântul, pe tine însuți, păzește-te curat. Timotei, ai grijă la darurile care sunt puse în tine, spune Apostolul Pavel. Ai primit daruri, înflăcărează-le, nu le pierde. Timotei, ai grijă la lucrul acela bun, doctrina sănătoasă, învățătura sănătoasă, dreptarul, să nu-l Și Timotei, în al treilea rând, nu uita. Timotei, nu uita să te păstrezi curat. Practic în al treilea rând trebuie să păzim curăția personală, morală. A fi curat e un lucru mare. În altă parte, tot cuvântul Domnului spune tot în Timotei, vreau să întăresc cu ce spuneam aici, în 1 Timotei 1 cu 19 spune, porunca pe care ți dau fiule Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine este ca prin ele să te lupti, lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Frații mei, vreau să observăm ceva, că aici este imaginea aceea unei cetăți în război. În vechime, când o cetate era înconjurată, dușmanii știau că e suficient să dărâmi o poartă. De aceea se concentrau toate forțele inamicului cu acei drugi prin care încercau să se izbească în metereze, să facă o simplă gaură, să spargă doar o ușă când o ușă era bătută, cucerită, spartă de către soldați, cetatea era ca și cucerită. E bine, cine spune Apostolul Pavel aici e foarte clar, Timotee, dacă nu ai un cuget curat, caz din credință. Unii au pierdut cugetul curat și au căzut de tot. Satana nu vrea neapărat să ne schimbe doctrina. Poți să rămâi penticostal până la moarte. Poți să crezi în botezul cu Duhul Sfânt, în profeții, Satana vrea să-ți ia curăția. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei, că 99% dintre tinerii care cad în lume nu cad ca au întâlnit filozofii la școală. Nu! 99% dintre căderile din credință în biserică la noi sunt din cauza curăției morale. Întrebați pe cei de la God Will Provide. Și-au schimbat doctrina când au început să ia droguri? Nu. Cu unul din am vorbit, am avut harul să vorbesc, chiar înainte să se întoarcă la Domnul. Și mi-a spus, cred, știu că trebuie să mă pocăiesc, dar nu pot. Frații mei, diavolul nu vrea neapărat să ne schimbe învățătura. Rămâi tu penticostal, rămâi tu plin de râvnă. Și câți nu vin la biserică și spun, da, cred, cred, s-au botezat, cred. Și chiar cred, dar învățătură corectă și pornografie, per curăția. Degeaba ai doctrina sănătoasă când ești dependent de pornografie. Ești căzut. Doctrina sănătoasă, nicio problemă. Diavolul e bucur, rămâi pentecostal în crez. Dar filme de ochiate, aventuri amoroase, imoralitate sexuală, care îi prinde pe mulți și spriși și captivi. De aceea spune Tim Pavel, Timotee? Învățătura trebuie păstrată într-un cuget curat. Și dacă este o luptă, frații mei, în secolul 21, e aici, la poarta moralității. Biserica suferă. A Duhul Curviei în biserică. Am avut lucrare acum, joi, că un duh de sodomie stă la ușa adunării, și vrea să intre. Și ăsta. Și ăsta. M am înfiorat și am zis, Doamne, toți, am văzut că era zumzet în biserică, Doamne și asta, da, pentru că la ușa moralității diavolul dă o bătălie pe viață și pe moarte. Rămâneți pentecostal cât vreți, credeți ce vreți, dar faceți ce vă spun eu. Și vreau să vă spun ceva, că nu-i mai moral cu nimic Duhul Curviei, care a pătruns de mult. Ne rugăm lui Dumnezeu să păzească Biserica de Duhul Sodomiei, amin. Ne rugăm ca Domnul să-l țină afară, acest duh de sodomie, să nu intre în Biserica noastră. A ne rugăm să-l scoată Domnul și de curvie. Că pe unii a prins. Pe tine însuți păstrează-te curat, Timotei, fără curăție, degeaba. Degeaba vorbă gol în biserică. Frații mei, dacă nu-i slavă, dacă nu-i har, nu-i bucuria Duhului, pentru că aici s-a pierdut bătălia, nu mai avem un cuget curat. Filmele pe care le vedem, internetul care e atât de periculos, fiecare are bătălia lui, frații mei. Mulți spun, frate, eu, eu, eu de exemplu, n-am televizor. Am zis că așa știam de mic, că nu-i bine, că... Dar, frații mi am o luptă cu internetul. E greu să-l controlezi și pe ăla. Că vezi, tu scapi de unul și dai de altul. E greu să stăpânești internetul, e greu să stăpânești televizorul, ăsta e adevărul. Nu suntem habotnici când spunem asta, frate, păi ești depășit, păi televizorul toată lumea l-are. Da, dar un șarpe care mușcă. Internetul e mai mare șarpe, mușcă. Și nu putem fără el. Pe tine însuți păstrează-te curat. Curăția, frații mei, este vitală în viacul acesta. Mă uit chiar la slujitori. Aud cazuri și cazuri, vorbesc bine, dar cad. Li se pătează cugetul, curăția. Cad în imoralitate de toate, toate tipurile și nu mă auzi o au căzut. Și mulți merg până acolo spun, nu mă interesează câtă vreme predică bine, eu îl urmez. Și sunt biserici întregi care urmează oameni care s-au pătat din punct de vedere moral. Ca și cum asta nici nu mai contează. Astăzi. Frații mei, în biserica lui Dumnezeu curăția contează. Dumnezeu să ne păstreze curați. Dragi tineri, asta vrea diavolul, să crezi ca noi. Crezi ca mama, ca tata, să te botezi. Dar să-ți pierzi fecioria încearcă să spună frații că nu e chiar așa de vital, că se poate recupera. Poți să fii virgin spiritual, zic ei, și tot felul de poezii care încearcă să diminueze gravitatea. Și auzeam chiar între noi, tinerii fiind necăstoriți, oh, și cu tare, prietenii mei, și cu tare o călcapă, pe bec, și cu tare, să ni se pară tot mai normal. Dragii mei, nu este nimic, dragi tineri, ca și curăția. Când te căsătorești, nu mai contează nimic. Când vii aici la altar, cel mai important lucru este curăția. Să fii curat. Domnul binecuvintează oameni curați. Un cuget curat când l-ai pierdut, ești pe drumul de cădere din credință. Și-o spunea Pavel Timotee, unii au pierdut doar cugetul curat, nu doctrina. Și au căzut din credință. Mai mult, frații mei, gândeam aici la Apostolul Pavel, pentru că Apostolul Pavel nu doar predică, să de exemplu. Am citit un verset care m-a impresionat până la lacrimi și îmi place mult. Spune Pavel în ultima lui predică din Efes. Nu știu câți am citit predica aia, pentru că în afară de epistole are o predică finală, ultima. Au spus, fraților, e ultima mea predică și după aia o să mă duc la Ierusalim și mor. Ascultați ce spune un apostol, un om al lui Dumnezeu după viață de lucrare. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat și propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. După o viață întreagă, Apostolul Pavel spune, Timotee, sunt curat. Oare ce poate fi mai valoros, fraților, decât să mori curat? Nu nu mi aș dori nimic, frații mei, la moartea mea. Nici să se spune că am fost educat. Nici să spună oamenii că am fost un om deștept sau bogat sau nu știu ce. Îmi doresc din toată inima, când mor, să pot spune și eu sunt curat. Slujitori, dragi din biserică, nu e nimic mai important decât să fim curați. Frați și sorori, nu e nimic mai important decât să fim curați. Să spunem că Pavel, sunt curat! Doamne, cugetul meu mi-a stemat Pavel, că sunt curat! Nu am nimic care să mă jude, ce spunea Pavel. O, ce mare har! Să rămâi curat! Frate și soră care umbli de o viață în biserică, ești curat sau nu? Nu cumva te apasă imaginea unui avort? Ai 30 de ani de pocăință și poate mori. Nu te apasă imaginea unor anticoncepționale? Ești curat, ești curată? Ba mai mult, nu pot să nu spun, chiar dacă încerc să folosesc un limbaj, cât se poate devaulat că sunt copii. Noi vorbim de homosexualitate, de duhul sodomiei, de curvie, dar, frații mei, o intrat diavolul printr-o șiretenie foarte subtilă. Frate, zice, dincolo de dormitor, de ușa aia, nu-i treaba ta. Facem ce vrem. Imaginația noastră, libertate totală. Și ne pângărim proprii parteneri de viață. Frații mei, Vreau să ne uităm la ce spune Pavel despre homosexualitate. De ce este păcat? Și pentru că partenerul nu este femeie, bărbat, cum spune Dumnezeu, și pentru că este folosit în mod pervertit sexualitatea, au părăsit întrebuințarea firească. De aia e păcat și de aia. Sunt două argumente în Scriptură. Pentru că Dumnezeu a zis bărbat, femeie, și pentru că o astfel de purtare este împotriva naturalului. Ei, perversiunile, frații mei, au aceeași problemă și nu se deosebește cu nimic de homosexualitate în privința aceasta, pentru că este o întrebuințare nenaturală a partenerului. Și au ajuns la urechile mele că circulă așa o învățătură subterană, că nu-i problemă în biserică la noi, frații mei, nu vă pângăriți, nu vă întinați partenerii de viață, nu le călcați demnitatea în picioare, sunt învățăturile dracilor spurcate și, stricăcioase și vai de capul lor. Frații mei, asta înseamnă întinare în familie. Și diavolul e șmecher și le zicem că nu-i har. Păi nu-i har că am început să ne pângărim partenerii noi își în dormitorul nostru. Patul să fie nespurcat. Frații mei, eu nu intru acolo. Bine zici, după ușa aia n-am dar Dumnezeu intră acolo. Patul să fie nespurcat. Orice folosire nenaturală, Orice folosire, dacă vreți, sub demnitatea pe care a creat-o Dumnezeu între bărbați și femeie, este împotriva lui Dumnezeu, este necurăție. Este întinare, spurcăciune, Dumnezeu să ne ferească. Și dacă alții au predicat altceva, să fie anatema astfel de învățături. Sunt responsabil de învățătura în biserică și trebuie să spun că astfel de lucruri trebuie să dispară din dormitoarele noastre, dacă sunt. În al meu n-a fost niciodată. Pentru că mă tem de Dumnezeu și vreau să mor să zic, sunt curat. Și aici se dă bătălia la sexualitate. Mai suntem sau nu mai suntem curați? O, Doamne, ajută-ne să păstrăm curăția. Pe tine însuți păstrează-te curat. Mă uitam în 1 Timotei, frații mei, peste tot apare curăția asta, peste tot. În fiecare capitol aproape găsim curăția. Hai să ne uităm în 1 1, de exemplu. Spune foarte clar, în Timotei 1 cu 5, ținta porunci este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Importanța să inima curată. În Timotei 2, următorul capitol, vreau dacă ca bărbați să se roage în orice loc și să ridice pe cer, ce? Mâini curate, slăviți să fie Domnul. Mai mult, în Timotei 3, capitolul 9, versetul 9, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. În Timotei, capitolul 4, cu versetul 12, spune acolo, Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea ce fie o pildă pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Și în capitolul 5, de singur, capitolul 5 de sigur am găsit acolo, tot despre aceasta se vorbește foarte frumos. Fații mei, peste tot apare curăția și spune și în titlul 1 cu 15 totul este curat pentru cei curați, la să fie Domnul. Fații mei, haideți să ne gândim mai mult la asta. Și dacă nu suntem curați, să ne curățim prin sângele mielului, să ne mărturisim păcatul Domnului și să ne întoarcem la curăție. Sunt tineri aici, nu știu în ce trăiți, dragi tineri. Dar mă rog lui Dumnezeu să vă elibereze. Credința nu poate fi păstrată, oricât de dogmatici am fi noi, oricât de bine ținem noi să, să, avem cele 5, 6, 7, 10 puncte care te fac penticostal și le învață copiii noștri și le cred și e bine să păstreze un cuget curat. Dragi tineri, fecioria e importantă. Dragi frați și important să rămânem curați. Mâini curate, inimi curate, minți curate, cugete curate și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vreau să ne rugăm, dragii mei, pentru Biserica Domnului, ca dacă cineva cu învățături străine sau necurățiile acestea care bat și dau tărcoale din cultura exterioară și vor să invadeze biserica. Dacă la o poartă asta curăție am pierdut zboie. Haideți să ne pocăim în seara aceasta. Dumnezeu, Doamne, curățește-ne prin sângele mielului. Este o veste bună, frații mei, că Dumnezeu ne mai iartă. Astăzi încă Dumnezeu ne spală în sângele mielului. Dacă ai haina pătată, încă Dumnezeu ți-o poate spăla astăzi. Pentru că nimic necurat, nimic întinat și spurcat nu va intra într-o zi acolo. Vreau să ne curățim în această rugăciune, să ne smerim în inimile înaintea Domnului, Doamne, vrem să păstrăm darurile Duhului Sfânt în biserică. Doamne, vrem să păzim cu sfințenie învățătura sănătoasă, dreptarul, bolobocul oricărei învățături, orice activitate, orice învățătură trebuie pusă lângă bolobocul acesta, adevărul lui Dumnezeu. Și întotdeauna 1 plus 1 să facă 2 în această biserică și nu 1,5. Și în al treilea rând să ne păstrăm pe noi înșine curați, să ne păstrăm curăția în toate punctele vieții noastre și în toate domeniile, mai ales în cel al sexualității, unde diavolul bate la ușă, unde televiziunea și filmele încearcă să aducă alte standarde, Dumnezeu să păstreze biserica lui curată. Amin! Haideți să ne ridicăm în picioare, fraților, să ne rugăm Domnului și să mulțumim pentru seara aceasta și Domnul să-și sfințească poporul, să-l pregătească pentru ziua aceea în care doar cei curați vor intra acolo la masă cu mielul. Ne rugăm și mulțumim Domnului.